Alcoolul a fost descoperit în autoturismul bucureșteanului, despre care oamenii legii aveau informații că se ocupă cu traficul de produse accizabile. El a fost oprit la intrarea în municipiul Orșova cu ocazia unui filtru organizat de polițiștii aflați în căutarea celor obișnuiți să încalce legea. A fost o acțiune a polițiștilor de frontieră orșoveni pe linia combaterii contrabandei și evaziunii fiscale, în care un cetățean din municipiul București a fost sancționat contravențional cu 1000 de lei pentru deținerea unei cantități fără documente de proveniență de alcool. La controlul autoturismului aparținând bucureșteanului în vârstă de 38 de ani, polițiștii de frontieră orșoveni au depistat în interiorul autovehicului 55 de sticle cu whisky și vodka, pentru care acesta nu avea acte de proveniență. Bucureșteanul a declarat că a cumpărat întreaga cantitate de alcool din localitatea Timișoara cu suma de 600 de euro, cu scopul de a-l comercializa în municipiul București. Întreaga cantitate de alcool a fost confiscată, iar de la începutul anului, Poliția de Frontieră din Mehedinți a confiscat aproximativ 3.000 de litri de alcool. Întreaga cantitate de alcool confiscată valorează în jur de 3.000 de lei. Polițiștii vor continua acțiunile de depistare a celor care s-au obișnuit cu astfel de activități.